momente v-a sosit și subiectul. Ați completat colțul foii conform cu modelul de pe tablă? Da. Subiectul 6. Primim rezolvarea în 5 minute. Bună ziua. Dumneavoastră? Da, eu. Dumneavoastră ce? Iertați-mă, să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu El și împreună cu Iisus. Și mai chiar tot acolo, tot am eu o vorbă așa mea. Sunt Manea Robert, sunt profesor de sport aici și în liceu și am o problemă dacă s-ar putea dumneavoastră. Știu că este miezul examenului și așa. Mi-am uitat o borsetă în cancelarie. Sunt dacă aș putea să mă duc să-mi iau... Da, nicio problemă. După examen. E o situație mai urgentă pentru că am acolo niște pastile de inimă pentru măicuța mea care i s-a făcut rău azi de dimineață și am căutat în toată casa borseta. Cred că în cancelarie și dat să vreau să... E o urgență. Atunci o să rugăm pe cineva să vi le aducă. Problema este că eu nu știu exact unde am lăsat în cancelarie și cred că ar fi mult mai rapid și mult mai sigur să mă duc eu, adică să nu... Bine, bine. O să vă însoțească un curier de la poliția locală. Și am să vă rog să-mi lăsați și noi telefonul aici. 0724. Nu. Am o perifericită, iertați-mă, da? Și totodată să vă facem un control corporal, da? Așa sunt regulile. Sunteți dumneavoastră profesor, da? Sigur că controlul faceți dumneavoastră, s-au dus. Glumeam. Deci trec până... Sper să se vadă că e scris foarte mic. Hai, fugi la balan. Înțeles. Vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat. Dacă s-ar putea... N-am apucat de dimineața să fac un pipi, dacă se poate că m-am văzut situația. Mersi frumos. Decepționat. Da, da, hai, trebuie să vin cu tine. Da, bineînțeles, bineînțeles. Hai, mulțumesc. Repede, grăbiți-vă, că nu mai pot să mă ieșim, vă rog, mă gata. Băi, este din clasă, mă. Hai, Doamne, ajută. Adică, uite, adică multe subiecte, dar completat, am treabă multă, lasă-mă!